Ședința extraordinară a Consiliului Județean de luni 19 septembrie a avut pe ordinea de zi și un proiect de hotărâre prin care consilierii social-democrați Denuța Andrușca și Nicolae Pușcașu au fost numiți reprezentanții ai Consiliului Județean în cadrul adunării generale a acționarilor de la Compania Județeană Apaserv S.A. Aceștia au primit mandat special de revocare a administratorilor societății. Proiectul de hotărâre a fost adăugat ordinii de zi și aprobat doar de consilierii care formează actuala majoritate în Consiliul Județean, respectiv cei de la ALDE, PSD, PMP. Ordinea de zi inițială propun suplimentarea acesteia cu proiectul de hotărâre pentru luarea unor măsuri privitoare la Compania Județeană Apaserv, ce urmează a fi analizat în ultimul la ordinea de zi. Proiectul de hotărâre introdus suplimentar pe ordinea de zi inițială a primit aviz favorabil al comisiilor de specialitate. La cel de-al patrulea punct al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru luarea unor măsuri privitoare la Compania Județeană Apaserv S.A. În loc comisiei de să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect, Comisia Bugetului. Domnul președinte, la comisie n-am reușit să abordăm acest aspect, dar toți consilierii care fac parte din comisie și prezență au documente. Deci pot să-și exprime. Deci, din punctul meu de vedere și a colegilor de la PSD, îi aduc favorabil. Cum proiectul de hotărâre a fost adăugat pe ordinea de zi după convocarea ședinței, consilierii PNL au anunțat că nu îl vor vota. Având în vedere specificul acestui proiect de hotărâre, propun să votăm pe articole, respectiv supun la vot articolul 1 referitor la acordarea mandatului pentru revocarea administratorilor societății. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Așa cum reiese din motivația hotărârii, în prezent compania Apaserv este legal reprezentată de un număr de 4 administratori sub numărul legal. În aceeași motivație se specifică și faptul că dintre cei 4, 2 sunt desemnați cu încălcarea prevederilor legale, Consiliul de Administrație al societății neavând competențe de numire a administratorilor. Documentul amintit mai consemnează faptul că luarea unei asemenea decizii de către Consiliul de Administrație aduce prejudicii materiale și de imagine operatorului regional de apă și canalizare. Cu 20 de voturi pentru, articolul 1 a fost aprobat. Supun la vot articolului 2, referitor la convocarea ADA. Cine este pentru? 20 de voturi pentru. Dumneavoastră nu participați la vot, da? Cu 20 de voturi pentru, articolul 2 a fost aprobat. Au fost nominalizate 7 persoane, din care vor fi desemnați viitorii administratori provizorii ai societății. Lista persoanelor din rândul care vor fi desemnați administratorii provizorii de către Adunarea Generală Acționarilor Companiei Județene Apaserv S.A. Domnul Stanciu Gheorghe, domnul Bucală Ioan, doamna Anastase Onu Iuliana, domnul Dascăl Iulian Ioan, domnul Marian Viorel, doamna Pantelemon Simona Elena și domnul Florian Ștefan. Față de lista de propuneri deja transmisă pe comisii, vă invit să mai faceți propuneri dacă este cazul pentru a fi scrisă de bulețele de vot. Aveți propuneri? Nu? Urmează ca bulețele de vot să fie multiplicate. Cei 21 de consilieri județeni care au votat pentru o asemenea decizie au considerat că în condițiile amintite de ilegalitate se impune revocarea tuturor administratorilor și convocarea adunării generale a acționarilor. În urma desfășurării ședinței AGA din 12 septembrie s-a constatat de asemenea că 2 din cei 7 membri ai echipei manageriale sunt provizorii, al treilea și-a dat demisia, dar nu s-a vacantat postul. De asemenea s-a luat act de faptul că în ultimul timp au scăzut veniturile din exploatare și au crescut cheltuielile companiei, înregistrându-se și pierderi. Consiliul Județean Neamț deține la compania Apaserv 99,9% din acțiuni, diferența aparținând celor 30 de comunități locale din județ.